Un bărbat din Republica Moldova, în colaborare cu un însoțitor de tren și alți doi cetățeni din Belarus și Rusia, sunt suspectați de organizarea migrațiunii ilegale a moldovenilor în Federația Rusă. Suspecții recrutau persoane din Moldova, care anterior s-au aflat la muncă în Rusia, iar pentru încălcarea regimului de ședere sau comiterea altor ilegalități, de către Serviciul de Migrație le-a fost aplicată interdicția de a intra pe teritoriul acestui stat. Migranții ofereau suspecților sume de până la 1.500 de euro pentru transport și până la 500 de euro pentru a le aplica ștampilele în pașaport la ieșirea și intrarea în Federația Rusă. La moment, însoțitorul de vagon se află în arest, iar poliția continuă să investigheze acest caz. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de la 5 la 7 ani.